Păi eu sunt Mephisto. Mephisto, adică dracu. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Iar anul ăsta m-am mutat mult, mult mai jos. Nu știți ce ponoasă trag eu acum ca drac? Păi, dacă aș fi știută, dacă aș fi știută. Cum face vreun vreo prostie, gata și scuză. Păi nu e de bine asta, dar cu dracul a pus. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Și nu știu atunci de ce mă mai amestecă pe mine. Nimerești unul câte slujbă din traie grasă, știi? Cu leafă mare, știi? Și muncește, știi? Nu-i vorba, că și muncește. Pleacă cu hârtile de semnal la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Știi? Și îi merge. Îi merge. Și tot se întreabă, bă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Pă, dragul știe. E fășugă. Bă, ciule, nu știu nimic. Dar să iei. Iei toți. Știu. Dar tac, tac. Pentru că cerea e de aur. Am auzit și eu vorba unui corespondent voluntar transferat la cerere. Păi bine, la cererea șefului. Pe directorul unei fabrici de mezelor, ce că l-a pus dracu să fabrice în Parizer. Eu. Dar ce? Eu n-aș mânca așa ceva? Că umbli după o felie de șuncă până te m-am înțeles că ai o copii. Tare. Am auzit o vorbă între doi pământeni și era cam așa. Bă, m-am întâlnit la cucuiențe din deală cu cineva de la conducerea ministerului. Fugi că minți, zice celălalt. Nu, cineva de la conducerea ministerului la cucuiențe din deală a văzut și dracu. Dar ăsta avea dreptate. Să mă argâzmuiască cel de sus dacă l-am văzut pe teren. Foarte. Pe vremuri, fiecare breaslă avea câte un patron în calendar. Deci, cârciumarii îl aveau pe Sfântul Mihai și pe Sfântul Petru. Pompierii îl aveau pe Sfântul Ilie. Na, și aia de la birou îl aveau pe Sfântul Scaun de care nu se mai dezlipesc niciodată. Mi se mai spune și talpa iadului. Deci eu. Fac ăștia niște pantofi, eu umbli o zi, două cu ei, și umbli cara din romanul Zaharia Stancu. Că pantofii, aleluia! Aleluia! Scuzați, vorba vine de la echipa adversă. Apropo de echipa adversă, m-am întâlnit într-o zi cu ăla de sus, negru de supărare. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Ci că l-a găsit pe unul cu 100 de chile de un de lemn în cămară și-a dat vina pe mine. Și ce faci cu el, Doamne? Ci că l-a folosit pentru candele. Dar nu le tu, Doamne, da, normal că le-a, Doamne, trebuie să vezi. Am fost într-o zi la o expoziție și era un tânăr ce ședea jos și spunea, pă dracu să mă ia dacă înțeleg ceva. Și zicea cineva, pă dacă vrei să înțelegi și tu ceva, ia cronica și o citește. Ia cronica și o citește. Dimineața ziară exhaustivă, retrospectiv, cromatic, incongruența, da, pe acolo, știi? L-a căutat pe dracu și a detat sub. Da. Și parol de nori, eu în viața mea n-am pictat niciodată. Și pe căldura aia lui tata nu m-a depictat mai abia. Ah, am uitat să vă spun. Unui tatar bătrân de la IAD s-au plâns călcâiele după un drăgușor de fată. Da. Și-a dat afară. Tatorița s-a mutat cu diavolița. Da, dar într-o zi, când s-a întors, pe neașteptate, de la băi, de la picioasă, l-a văzut pe dracu gol. La gol! A vrut să dea în puzna, dar n-a putut să intre în cauza coarnelor. Bă, fugea unul de muncă ca s-a observat-o de tămâie. Și a făcut el ce a făcut, i-a ajuns la dracu în praznic. Și zice că s-a făcut frate cu mine. Aiurea. Acum ce face el, mă trage pe mine de coadă. Și l-am auzit așa într-o zi cum facea ca toți dracii la un post de radio. Și că și-a vândut sufletul dracului. Eu. Mie. Nu. Și-a vândut la alții. Cu 30 de arginți. Păi. Și că și-au pus scurgă în mijloacele. Tu-i drace! Aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră, dar astăzi este un meci foarte mare. La noi este azi Raiul contra FC Iadul. Știu că toți
Cei mai buni jucători se află la Raiul. Dar arbitrii...